Mai sunt destule zile cu soare în care ne putem întâlni cu prietenii pentru a lua masa în aer liber, de exemplu, ceea ce înseamnă că nu e prea târziu să experimentăm. Asta facem noi fiecare dimineață. La capitolul culinar. Da. Spre exemplu, gătitul la tandâr, un tip de cuptor inventat încă în antichitate, în zona Asiei, unde este folosit și în prezent pe scară largă, dar văd că și la noi lumea a început să-l folosească. Păi cum arată acest vas, acest cuptor, o vas, dar și ce putem prepara în el mai exact, aflăm chiar acum. Tandârul este un cuptor cu jăratec în formă rotundă sau de ulcior și este folosit pentru prepararea diferitor bucate la popoarele din Asia. Este confecționat din argilă, fân și lână de capră, acestea din urmă fiind materialul care stă la baza trăiniciei vasului. Frigărui, legume coapte, lipii sau chiar ciorbe. Toate aceste mâncăruri devin mai savuroase și aromate dacă sunt gătite în tandâr. În plus, procesul de coacere este mult mai rapid. Dacă avem bucăți mici de carne, o să le pregătim, ca, de exemplu, bucăți ca la frigărui, o să le gătim în 20 de minute. Dacă avem niște bucăți mai mari, ca exemplu, niște prepeliți sau niște găinuși, o să fie 35-40 de minute. Dacă gătim un picior de purcel sau de berbecuț, atunci o să fie cam o oră, o oră jumătate. Acest tip de vas se potrivește de minune și pentru adepții unui mod de viață sănătos, deoarece bucatele își păstrează toate proprietățile benefice. Când îngătim pe bază de jar, cum am spus, nu se elimină fum, nu se elimină, deci ăsta e cam același cuptor moldovenesc, doar că are forma verticală. Și în el se primește carnea mai moale, mai socoasă și deci este ecologic curat. Atunci când gătiți la tandâr, precauția este esențială. Temperatura în exterior ajunge la 200-250 de grade. În interior are 400-450. Deci dacă vă atingeți de el, e cam dureros. De aia trebuie să fim atenți să nu se atingă nimeni de ei. Orice fel de mâncare va fi și mai delicios dacă veți ține cont de câteva reguli. Se folosesc doar lemnele pentru că avem nevoie de foc. Dacă punem cărbuni, o să avem temperatură mare doar jos, la fundul vasului, pe când sus o să fie temperatura mică și nu o să putem coace. Pe lângă deliciile culinare pe care le puteți prepara în tandâr, acest cuptor va degaja căldură în serile răcoroase, dar și va decora frumos curtea, bucurându-vă ochiul cu aspectul său deosebit.